Ziua iubirii este sărbătorită în fiecare an pe 14 februarie, motiv pentru care elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja au organizat o activitate prin care să marcheze această zi specială și să aducă zâmbete pe fețele liceenilor. Vă reamintim că vă puteți căuta perechea. Căutați-vă perechea și nu uitați să faceți un selfie, să dați tag pedagogicului pentru a vă reposta. Dragostea plutește în aer. Ziua îndrăgostiților este tot timpul un prilej de a sărbători iubirea, de a o marca cu mici gesturi pline de însemnătate. Consiliul școlar al elevilor, în colaborare cu echipa Crazy Dancers și sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, a organizat pe baza sportivă o activitate care să marcheze Ziua îndrăgostiților. Elevii au primit bilețele cu numere și pe baza lor trebuiau să-și găsească perechea, formând astfel un cuplu. Spune-ne mai multe detalii despre activitatea pe care ai organizat-o astăzi. Păi, activitatea a fost în colaborare cu echipa de dans a școlii și echipa de arte, pot să zic așa, Crazy Dancers. Ne-am ocupat de ea, am reușit să o ducem la bun sfârșit cumva și ce am vrut să scoatem în evidență a fost faptul că iubirea de la vârsta aceasta este cea mai pură și cea mai ușor de simțit și totodată are o intensitate foarte mare. Cât timp v-a luat să organizați această activitate minunată? Păi, pot să zic că planul era de vreo 2 săptămâni și ne-am mobilizat noi între noi să tăiem la bilețele, se ocupa fetele de tot ce era nevoie. Văd că foarte mulți dintre elevi și-au găsit jumătatea. Cum se pare că va mai decurge viitorul astfel de activitate? Crezi că vor mai fi receptivi? Noi așa sperăm. Sperăm să se bucure unul de celălalt de acum încolo și că am reușit să aducem iubire la nesfârșit în pedagogic. Punem câteva cuvinte despre activitatea de astăzi, cum s-a desfășurat ea, în ce măsură credeți că a avut rezultate? Păi, activitatea de astăzi a avut scopul de a aduce cât mai mulți elevi la oaltă și de a face interacțiunea dintre ei cât mai plăcută. Noi considerăm că a fost un eveniment reușit. E foarte greu să aduni o școală împreună, dar aparent am reușit și ne bucurăm. Am lucrat sub presiune, a fost într-o perioadă foarte scurtă de timp, dar am reușit și asta ne bucură foarte tare, sincer. Ne bucurăm să vedem zâmbete în jurul nostru, mai ales acum de Ziua Iubirii. Și cine știe, poate pe viitor o să auzim de ei că încă sunt împreună. De la cei mai mici la cei mai mari, liceenii au fost foarte încântați de această activitate, spunând că interacțiunea este foarte importantă și mai ales cu prilejul acestei zile, Ziua Îndrăgostiților. Cei mai mulți dintre ei și-au găsit perechea și au fost foarte încântați cu toții de activitatea, care a avut mare succes. Per total mi s-a părut o activitate destul de interesantă și destul de bine organizată. Și apreciez foarte mult pentru că cineva și-a găsit timp să facă aceste bilețele pentru toți elevii liceului. Ce, din partea mea, felicitări și mulțumiri totodată! Ce părere ai despre activitatea de astăzi? Mi-a făcut mare plăcere să fiu parte din această activitate. Am ajutat la construirea ei și mă bucur foarte tare că putem face ceva frumos la această zi a îndrăgostiților. Ți-ai găsit perechea? Da, este în spatele meu. Și cum v-ați găsit? Ne cunoșteam dinainte și prin nimeni câteva prieteni ne-am găsit. Un aspect foarte important este acela că elevii au fost încântați că au putut interacționa cu alți elevi pe care poate până acum nu îi cunoșteau și au legat prietenii frumoase, fiind foarte evident faptul că pentru noua generație comunicarea este vitală în zilele noastre. Observ că v-ați găsit jumătatea. Cum vi s-a părut activitatea de astăzi? Această activitate de astăzi mi s-a părut foarte interesantă deoarece ne-am putut conecta cu lumea din jur și cu oamenii pe care nu-i cunoaștem neapărat. Ce părere ai, Ana? Planificată în detaliu. Da? Deci ce le transmiți organizatorilor? Să mai facă, că e mișto, că e mișto rău. Bineînțeles. Chiar dacă unii dintre ei nu și-au găsit jumătatea, s-au bucurat din plin de activitate, spunând că Ziua Iubirii nu este doar despre cupluri, ci și despre prietenia adevărată, susținere și iubire necondiționată, indiferent de natura ei. Aceștia sunt bucuroși că, indiferent de lipsa unui partener sau a unei partenere, au oameni în viața lor care le sunt alături la bine și la rău. Ați găsit jumătatea în cadrul acestei activități? Din păcate nu, astăzi ne-am găsit jumătatea, dar ne-am găsit unul pe altul și sunt foarte fericiți și alegem să rămânem împreună. Deci până la urmă Ziua Iubirii nu este numai despre îndrăgostiți, numai despre relațiile dintr-o fată și un băiat. Da, love is love, orice s-ar întâmpla, nu judecăm, nu... Până la urmă iubirea poate să fie dintre un om și orice altceva.
Ziua iubirii la pedagogic a fost cu și despre elevi și despre relațiile de orice fel. Perioada liceului vine la pachet de cele mai multe ori cu dezamăgiri în dragoste, dar în același timp ne face să purtăm în inimă amintirea unei iubiri pure și sincere, care mai târziu va deveni cea mai frumoasă amintire a unei povești de mult trăite.